În fiecare an, în întreaga lume, milioane de arbori sunt tăiați pentru sărbătoarea Crăciunului. Bradul de Crăciun amintește de întâlnirea între solstițiul de vară și Saturnaliile romane. Acesta simboliza și atunci permanența vieții și speranța reîntoarcerii soarelui din lunga călătorie hibernală. Ca să atragă pe zei de partea lor, Asterix și tovarășii săi agățau un brad daruri, jucării pentru copii și dulciuri. Tradiția becurilor care luminează bradul vine de la obiceiul ancestral al arderii bradului, care strălucea în nordul înghețat în cea mai lungă noapte a anului, 25 decembrie, în nădejdea că lumina lui va aduce înapoi soarele. Se spune că de mult, când picioarele sfinte ale Domnului Isus mai pășeau pe acest pământ, s-a iscat din senin o furtună cum nu se mai pomenise. Grindina era cătoul de porumbel, vântul smulgea pietrele din loc, iar cerul se întunecase ca la venirea nopții, măcar că era miez de zi. Isus Hristos și Sfântul Petru tocmai se aflau atunci pe drum la marginea unei păduri și au cerut adăpost copacilor, care însă se ascundeau care mai de care mai scribuliți și mai înfricoșați. Mândri stejari și fagi nu au vrut să-i primească la adăpostul lor, pentru că abia își puteau păzi frunzișul bogat de urgia cerurilor, unde se mai adăpostească și pe cei doi călători. Mary și Perry au spus că trebuie să-și apere fructele, sălciile și plopii s-au făcut că nu-i bagă în seamă și au tăcut. Dintre toți, doar bradul s-a învoit să le ofere adăpost. El a spus: fructe mândre pe care să le apăr nu am, frunzișul meu e făcut din acea ascuțite, care nu se tem de grindină, oamenii mă ocolesc și mă socotesc nefolositor, dar dacă vreți să-mi cinstiți acoperământul cu prezența voastră, eu vă voi primi cum voi ști mai bine și am să învelesc trupurile voastre cu ramurile mele dese. Domnul Isus și Petru au fost păziți cum nu se putea mai bine de bradul cel vrednic. Apoi, furtuna s-a oprit, iar soarele a răsărit din nou mândru pe cer. Atunci, ieșind din adăpostul cetinei, Isus cuvântă astfel către brad: dintre toți copacii, tu, bradule, ai fost cel mai vrednic, iar eu, prin voia tatălui meu, te voi răsplăti. Fie ca de azi înainte, iarna, tu să nu-ți mai lepezi frunzișul ca ceilalți copaci, ci să-l păstrezi veșnic. Apoi, fie ca acele tale înțepătoare să capete o mireasmă care să-i bucure pe oameni, să le dea putere și să le vindece bolile, astfel încât ei să te prețuiască cum se cuvine. Cât despre lipsa ta de rod, fie ca în miez de iarnă, când toate fructele pământului se vor fi terminat, oamenii să te împodobească și să pună pe ramurile tale toate bunătățile, iar atunci când se vor strânge în jurul tău, ei să se gândească la mine, pentru că tu ești copacul cel mai drag mie. Numai ce zise acestea și Iisus dispăru împreună cu Petru într-o geană de lumină. A rămas în pădure, însă bradul cel falnic, cu darurile sale nemuritoare, precum și această poveste murmurată de frunzișul copacilor, înfiorați de minunea dumnezeiască. După mulți ani, când Iisus luă înfățișare de om, născându-se din trupul Fecioarei Maria, împărații de la răsărit, care veniseră să aducă daruri copilului dumnezeiesc, voind să le împodobească și cu ramuri verzi, fiind iarnă, n-au găsit decât bradul, care își păstrase veșmântul verde. Ei aduseră atunci copilului Iisus un brăduleț verde pe care au aninat darurile, aprinzând și lumânări în acesta. De atunci ar fi și obiceiul pe care noi românii l-am luat de la alte popoare și care este plăcut copiilor, că vine Moș Ajun și le aduce bradul cu daruri de sfintele sărbători ale Crăciunului.